Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu al doilea videoclip de tip haul din seria asta de videoclipuri, dacă pot să o numesc așa. Am și prose de îngrijire pe care vreau să vi le arătam și câteva de machiaj, însă înainte de a vi le arăta vreau să fac aceleași mențiuni pe care le-am făcut și în clipul anterior. Dacă nu l-ați văzut, o să aveți un card pe sus pentru el. Știu, sunt foarte multe produse, am foarte multe produse, așa doar o să scutez persoanele care vor să-mi lase comentarii de genul că ce faci cu atâtea, că o să-ți expire, că o să le arunci nefolosite, etc. etc. Știu foarte bine chestia asta, sunt foarte conștientă de câte am, de câte cumpăr, sunt foarte... Uh conștientă de toate lucrurile pe care le cumpăr, știu că o să-mi dureze ceva până o să le folosesc, însă tot timpul când văd reduceri, oferte, prețuri bune la niște produse pe care vreau de mult timp să le testez, plus că sunt și foarte lăudate în online, tot timpul îl cumpăr și așa se adună, știu, sunt foarte conștientă de chestia asta, nu trebuie să-mi aduceți aminte. Așadar, cât timp o să-mi rămână o pasiune, pentru că pot să o numesc pasiune, una foarte intensă dacă pot să spun așa, este una dintre cele mai mari pasiune ale mele dacă stau bine să mă gândesc. Voi o să vedeți astfel de clipuri la mine pe canal. Trebuie neapărat să fac o pauză, știu și chestia asta, nu spun că nu, pentru că am foarte, foarte multe produse, nu o să mai cumpăr o perioadă îndelungată de timp, de aceea o să vedeți acum. Mă rog, în următoarea perioadă, patru clipuri de tip haul, pentru că am cumpărat foarte, foarte multe produse și mă gândesc eu că am mai mult decât strictul necesar, deci o perioadă îndelungată. Nu cred că o să mai vedeți clipuri de genul, dacă e să mi cumpăr uh, o chestie, două de care am neapărat nevoie, ce știu deodorantele care se termină sau absorbante sau dischete sau lucruri de genul, deci nu o să mai filmez, dar am mai mult decât strictul necesar și, după cum spuneam, o să... Uh, continui să fac astfel de clipuri. Dacă nu vă plac și nu sunteți de acord cu mine, puteți să le dați skip. Nu mă deranjează absolut deloc. Prefer să dați skip clipurilor de genul decât să primesc comentarii răutăcioase. Știu foarte bine. Sunt foarte conștientă de lucrurile pe care le fac, așadar nu am nevoie de astfel de comentarii. O altă mențiune ar fi faptul că aceste clipuri nu sunt făcute și nu au fost niciodată făcute cu scopul de a mă lăuda cu ceea ce îmi cumpăr. Sunt făcute pentru simplul fapt că îmi place să le filmez, îmi place să le urmăresc și la alte persoane și îmi place să vă pun la curent cu ceea ce mi-am cumpărat în ultima vreme, așadar de aceea le filmez. Sper tare mult să vă plac în continuare. Și dacă tot am terminat cu mențiunile, zic să trecem și la produse, că nu vreau să mă lungesc foarte, foarte mult. Și o să încep cu două rujuri pe care le-am luat de pe site-ul Best Discounts. Nu știu dacă ați auzit vreodată de el. O să aveți link în descriere pentru produse dacă vă interesează. Și mi-am luat două rujuri din astea de la Maybelline pentru că le-am auzit foarte, foarte lăudate. Toată lumea le ridică în slăv, ca să spun așa. Și eram tare curioasă de ele, plus că le-am găsit la o super ofertă. Am dat 25 de lei pe unul, și am zis că merită. Eu mi-am luat nuanțele Amazonian și Loyalist, 70 Amazonian de fapt și 05 Loyalist. Acestea sunt și nuanțele, am făcut și swatch deja pentru că am încercat să filmez și bineînțeles că nu mi-a ieșit și am rămas cu swatch pe mână. Le-am pus odată pe buze pe ambele ca să văd ce textură au, dacă sunt lipicioase, dacă rezistă, dacă nu. Dar urmează să le mai testez și cu mască la liceu, una alta și dacă o să-mi placă, bineînțeles, o să revin cu păreri oricum, chiar dacă nu o să-mi placă sau nu. Sper tare mult să nu fie lipicioase și să nu se crape, să nu mi suce buzele, dar repet, o să revin cu păreri după ce le mai testez. Mi-am cumpărat din Penny acest gel de duș de la Today cu lapte și cocos pentru că ajung foarte rar în, în Penny la 300 de ml. A fost foarte ieftin și abia aștept să-l testez și pe el. După cum bine știți, mie îmi place foarte mult cocosul și de aceea l-am cumpărat. Vreau să vă arăt câteva produse de la Oriflame pe care le-am cumpărat pe toate dintr-un singur catalog pentru că nu mai dădusem o comandă la Oriflame de foarte mult timp și erau câteva produse care mă tentau și de aceea le-am luat. Primul produs este acest trimel din gama On Color Big Lash Mascara, a fost doar 11 lei, o super ofertă, 8 ml, este încă sigilat, momentan nu-l deschid pentru că mai am alte mascara pe care aș vrea să le folosesc și abia apoi o să-l deschid și pe acela. Am, am profitat, mă scuzați, deja încep să mă bâlbâi. Am profitat și de un super preț, zic eu, a, de un super set, vreau să spun, mă scuzați, a, care a costat 20 de lei și conținea 3 produse. Unul din produse era acest aceasta, de fapt, cremă de duș sub formă de iaurt, ceva de genul, la 200 de mililitri cu ă, fructe de pădure. Eu inițial am crezut că este loțiune de corp, dar abia după aia am văzut că este cremă de duș, dar nu mă deranjează oricum. Setul mai conținea și această cremă de mâini cu piersici și la 75 de ml. Și ultimul produs din set este acest săpun solid, tot așa cu fructe de pădure. Acest set a fost 20 de lei și cred că toată lumea a profitat de el pentru că avea un preț foarte bun și erau niște produse interesante din punctul meu de vedere, bineînțeles. Apoi mi-a mai luat acest toner din gama Love Nature cu piersici și portocale pentru că a fost la un preț foarte bun, la 13 lei dacă nu mă înșel, 150 de ml, abia aștept să-l testez. Și ultimele două produse pe care le-am luat de la Oriflame sunt din gama fitap și mi-am luat scrabul de picioare, ă, acesta în aroma de vară, să spun așa, cu pepene roșu și ă, castravete, la 75 de ml a fost vreo 12 lei și ăsta, și ultimul produs este sprayul de picioare, pentru că îmi plac foarte mult aceste spray și tot timpul cumpăr variantele de vară, să spun așa, care apar, tot așa cu pepene și castravete la 150 de mililitri, ăsta a fost 20 de lei. Abia aștept să-l testez, sper să miroase bine și să-și facă treaba. O să continui să vă arăt niște produse pe care le-am luat în mai multe comenzi de la Notino. O să încep mai întâi cu produsele de machiaj, pentru că sunt mai puține, și apoi o să continui cu restul. Și mi-am luat acest corector de la Essence Camouflage Matte Concealer în nuanța 23 Warm Sand, pentru că ceea ce am acum nu-mi place absolut deloc, însă o să vorbim de, de el într-un alt clip. Are 5 ml, a fost vreo 15 lei, nuanța mi se potrivește și abia aștept să-l testez. Apoi mi-am mai luat această pudră tot de la Essence, All About Matte, Fixing Compact Powder, a fost și ea tot așa vreo 15 lei, am folosit-o de vreo câteva ori, îmi place, matifează foarte bine, nu rămâne fața albă de la ea, chiar îmi place și uh, o să mă bucur în continuare de ea. Și ultimul produs de machiaj este această paletă corectoare de la Catrice, care a fost și ea destul de ieftină, până în 20 de lei în orice caz, cam așa arată, încă nu am folosit-o, are aici o nuanță de verde, o nuanță de ceva somon o nuanță mai închisă de maro și două asemănătoare pielii. Am luat-o mai mult pentru că vreau să încerc să-mi acopăr cearcănele mov pe care le am, pentru că niciun corector nu are o și până acum și sper tare mult să-și facă treaba și acestea sunt produsele de machiaj de pe Notino. Continuăm cu celelalte. Mi-am luat această cremă de ochi de la Regina cu ceva Q10 are 25 de mililitri, o folosesc în momentul de față, a fost 14 lei și deja îmi place. Pot să spun că îmi place, își face foarte bine treaba, nu este lipicioasă sau uleioasă, se absorbe rapid în piele, își face foarte bine treaba și pentru 25 de mililitri pentru o cremă de ochi, care a costat 14 lei, eu zic că merită. Aveam nevoie de o cremă de ochi pentru că nu mi-am luat niciuna de acasă și am folosit-o și la mare. Și o folosesc în continuare, n-am folosit nici măcar jumătate din ea, pentru că e nevoie de o cantitate foarte, foarte mică. Nu știu când o să se termine crema aia, dar eu o să o folosesc cu mare drag, pentru că îmi place. Apoi, mi-am mai luat o mască de față de la Garnier cu vitamina C, vreau să zic vitamina 10, nu știu de ce. La 28 de grame a fost 10 lei și asta și abia aștept să o testez. N-am mai folosit până acum măști de față de la Garnier, vă vine să credeți? Nici mie nu-mi vine, sincer, n-am mai folosit până acum măști de față de la ei, dar sunt foarte lăudate și abia aștept să o testez și pe aia. Mi-am luat de la Organic Shop acest um, scrap de corp, dacă pot să-l numesc așa, pe bază de sare. Sunt tare curioasă de el, abia aștept să-l testez. Are, cât are 250 de ml și a fost în jur de 12 lei sau ceva de genul, dacă nu greșesc. Nu mai țin foarte bine minte. Produsele astea, pe majoritatea, le-am comandate de la începutul lunii iulie, așadar vă da seama că nu mai am cum să țin minte prețurile, dar a avut un preț foarte bun și eram tare curioasă să-l încerc, pentru că, în general, exfoliantele pe bază de, de zahăr mie nu prea îmi plac, așa că m-am gândit să-l încerc pe asta pe bază de sare și mi-am luat și unul pe bază de zahăr, Gicis Ceto de la Organic Shop, acesta cu zmeură și zahăr, bineînțeles, pentru că l-am testat pe cel cu cafea al verișoarei mele și mi-a plăcut foarte, foarte mult, nu lăsa pielea uleioasă și m-am gândit să-l încerc și pe asta. de ce nu? Tot așa, 250 de mililitri, a avut un preț bun, vreo 14-15 lei, ceva de genul, abia aștept să-l testez și o să vă țin la curent. Apoi, de la Dermacol, pentru că am auzit foarte, foarte lăudate produsele lor, mi-am luat această loțiune de corp cu pepene roșu pe care abia aștept să o testez. Știu că a trecut vara, dar pe mine nu mă deranjează. O să o folosesc cu mare drag în orice anotimp pentru că mirosul de pepene este unul foarte plăcut. Refreshing Body Lotion a fost în jur de 10 lei dacă nu mă înșel și abia aștept să o testez. Apoi, tot de la Dermacol mi-am luat și două geluri de duș pentru că și astea erau foarte, foarte lăudate în online și nu le-am încercat deloc până acum. Și mi-am luat două arome. Prima este aceasta uh, Energizing Shower Gel cu cireșe negre. La 250 de ml a fost 10 lei sau ceva de genul și sunt tare, tare curioasă să-l încerc. Nici măcar nu l-am mirosit și nici n am de gând să o fac până nu am de gând să-l folosesc pentru că o să stea deschis și nu vreau chestia asta. Și al doilea pe care l-am luat este ăsta cu uh, trufle de macadamia sau ceva de genul tot la 250 de mililitri, tot vreo 10 lei a fost și el. Sunt tare, tare curioasă de produsele de la Dermacol, abia aștept să le testez și o să revin cu păreri, bineînțeles. Mi-am mai luat și un spray pentru protecția termică de la Saios, Keratin Heat Spray pentru protecție de 230 de grade maxim. Are 200 de mililitri, a fost 17 lei, Asta țin minte foarte, foarte bine că a fost 17 lei. L-am folosit de vreo câteva ori, Momentan e ok, nu pot să spun nici că îmi place, nici că îmi displace, dar o să-l mai folosesc și o să revin cu păreri, bineînțeles. Și îmi pare rău pentru jocul de lumină, nu știu care-i treaba cu telefonul meu. Și ultimele produse pe care le-am luat de pe Notino sunt patru parfumuri de la Jenny Glow, pentru că le-am auzit și pe ele foarte, foarte lăudate și eram foarte, foarte curioasă de ele, așadar mi-am luat patru variante și o să le luăm pe rând. Mi-am luat o prima pe asta, pe care nu o să încerc să o pronunț, pentru că nu o să-mi ceva în bin, în orice caz. Are 50 de mililitri, cred. Pentru că nu găsesc nicăieri. Nu, de fapt are 30 de mililitri, mă scuzați. Sunt variante de 30 și de 80, din ce mi-aduc aminte, sau ceva de genul. Cam așa arată. Pe toate le-am pulverizat pe mână ca să văd dacă mă împac bine cu mirosul. Ăsta miroase bine, îmi place. O să-l testez și o să revin cu păreri. Nu știu exact cât persistă, pentru că l-am pulverizat doar pe mână și vă dați seama că, sau cel puțin, Așa mă gândesc eu că pe mână nu persistă la fel cum persistă pe gât sau ceva de genul, mă rog. Al doilea este acesta. Oak and Berries, care miroase bine și el, tot așa la 30 de ml. Prețurile nu le mai știu, dar le puteți găsi pe Notino în orice caz. Care arată cam așa. Miroase și el bine, elegant puțin, dacă pot să spun așa, pe care abia aștept să îl folosesc în continuare și să revin cu o părere, cel mai probabil pe Instagram, pentru că nu cred că o să revin cu un clip special dedicat lor, mai bine spus. Al treilea este acesta, pe Peony, care îmi place cel mai mult dintre toate. Miroase foarte, foarte floral. Nu mă așteptam să-mi placă, pentru că eu în general nu pot să spun că mă împac foarte, foarte bine cu mirosul de bujor. Dar să știți că asta îmi place, chiar îmi place. Și este perfect pentru primăvara, abia aștept să vină primăvara să-l folosesc. Chiar miroase foarte bine. Și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Și ultimul, nu mai știu unde să le pun, este acesta, Wood and Sage. Tot așa la 30 de ml. Nu știu să vă spun după ce parfumuri sunt dupuri. Știu sigur că sunt dupuri după cele de la Jo Malone, însă nu vă pot să... Nu, însă nu pot să vă spun parfumurile după care sunt copii, pentru că nu cunosc parfumurile de la Joe Malone. Mă scuzați, deja încep să mă bălbâi. Da, ăsta, sincer o să fiu, nu prea îmi place. Mi se pare că miroase așa mai bărbătesc într-un fel, mai pământiu, nu știu dacă are sens ce zic, dar nu pot să spun neapărat că mă dă pe spate, dar o să-l mai testez și o să mă gândesc dacă rămâne până la urmă la mine sau o să-l dau mai departe. Și acestea sunt și parfumurile pe care le-am luat de la Jenny Glow. Abia aștept să le folosesc în continuare, să încep să le folosesc mai bine, mai degrabă spus, pentru că doar le-am pulverizat puțin pe mână să văd ce mirosau și sper să-mi placă toate, să rămână la mine și să le folosesc în continuare cu mare drag, să mă bucur de ele, pentru că sunt foarte, foarte lăudate și mai am în plan să-mi cumpăr câteva, dar momentan mă descurc cu acestea patru. S-a mai rătăcit un produs de penotino, așa că o să vi-l arăt acum, pentru că l-am găsit printre ei produse. Uită-mă puțin printre ele. Și este vorba despre acest fixativ de la Taft, Schwarzkopf, True Volume, ceva cu putere de fixare 3. Nu am vrut să-l iau într-o variantă uh, cu putere de fixare foarte mare, pentru că nu aveam nevoie. Are 75 de ml și a fost 9 lei. Pentru cantitatea asta de 75 de ml mi se pare destul de scump 9 lei, însă Uh, greșeala mea a fost faptul că în momentul în care l-am cumpărat nu m-am uitat la gramaj, așadar când mi-a ajuns m-am trezit cu chestia asta minusculă, nu-mi pare rău pentru că am încăput foarte bine în bagaj, dar uh, asta e de acum. L-am folosit și îl folosesc în continuare. Uh, e ok, nu pot să spun nici că îmi place, nici că-mi că displace. Uh, lipește puțin, adică simt că mi se lipesc degetele între ele după ce îl folosesc, dar uh, e ok. Pot să spun că face părul puțin sârmă. V-am zis, nici nu-mi place maxim, nici nu-mi displace deloc în sensul în care să nu pot să-l folosești, să trebuiască să-l arunc sau mai știu eu ce, dar am vrut să îl menționez. Apoi, din Kaufland mi-am luat acest șampun uscat de la Gerovital pe care îl folosesc deja. Îmi place la nebunie. L-a recomandat Ana Maria Pesclevei și pot să spun că am rămas impresionată de el pentru că îmi place la nebunie. L-am găsit la ofertă la 9 lei și puțin și am zis că trebuie neapărat să-l încerc. Lasă părul foarte, foarte catifelat, nu lasă filtrul la filtru, nu lasă pudra aia albă pe scalp, îl lasă părul foarte moale, zici că abia te-ai spălat pe cap, îmi place la nebunie și o să-l recumpăr, sper să-l mai găsesc în Kaufland. Repet, îmi pare rău pentru jocul de lumină, nu știu care-i treaba cu telefonul meu. Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt niște produse pe care le-am luat din DM din București pentru că m-am gândit eu că o să am nevoie de ele la mare, dar ghiciți ce nu le-am folosit, așadar o să vi le arăt acum pentru că nu cred că vi le-am arătat deloc, nici măcar pe Instagram. Mi-am luat un set de două deodorante din astea, de la DAV, pe ăsta cu par îl folosesc acum, însă l-am deschis ieri sau ceva de genul și de aceea m-am gândit să vi le arăt totuși chiar dacă este început. A fost un set de două, vinea un țiplă, a fost 22 de lei setul, ar veni 11 lei per deodorant, un preț destul de bun, zic eu, dar având nevoie de ele, am zis că le iau așa, 150 de mililitri fiecare, le-am mai folosit pe ambele în trecut, îmi plac, sunt niște deodorante bune și știți că pe astea de la DAV eu le folosesc mereu, pentru că își fac foarte bine treaba. Mi-am luat și două geluri de duș de la Balea, pe care am crezut că o să le folosesc la mare, dar ghiciște nu le-am folosit. Și sunt acestea două, acesta în ediție limitată cică cu ceva piersici și mai Summer Paradise și vanilie, cred, sau ceva de genul, miroase foarte bine și abia aștept să îl testez. Și al doilea este acesta cu Uh, buttermilk and lemon. L-am văzut foarte, foarte lăudat în online pe asta și am spus că trebuie neapărat să-l încerc și eu să văd ce e așa de wow la el. Are 300 de ml și a fost 5 lei bucata. Abia aștept să îl testez. Și ultimul produs din clip, ultimul produs din DM de asemenea, este acest șampon de la Garnier Botanic Therapy cu ulei de cocos și macadamia. L-am văzut și pe ăsta foarte lăudat la un moment dat, l-a folosit și prietenul meu și el mi l-a recomandat, a spus că este destul de bun pentru că nu știam ce șampon să-mi cumpăr. Are 400 de ml și a fost 19 lei, abia aștept să-l testez, sunt tare curioasă și de masca din gama asta, dar momentan o să folosesc șamponul să văd cum mi se pare. Acestea sunt toate produsele pe care am vrut să vi le arăt în holul de astăzi, sper tare mult că v-a plăcut clipul așa ca să le vedeți pe toate. În descriere găsiți Instagramul meu ca de obicei, unde vă aștept cu mare, mare drag. Rămâneți alături de mine pe canal pentru că urmează clipuri foarte, foarte drăguțe de care eu personal sunt tare încântată. Sper că v-a plăcut clipul, iar până la următorul eu v-am pupat. Pa, pa!